Eu nu știu, eu spun ce ar trebui să facă un candidat la mine în localitate. Și recomand tuturor, aici nu știu cine va ieși primar. Nu știu, nu știu ce să ghicesc, nici nu cred în așa ceva. Să spun că va ieși cu cale sau așa. Și de aceea spun tuturor candidaților. La mine, în localitate, în Săcele, recomand următorul lucru: să folosească cât mai des transportul în comun. Și actualului primar îi recomand: domnul primar, folosiți transportul în comun. Da, poate dumneavoastră sunteți recunoscut că sunteți primar, vă doresc multă sănătate. Dumnezeu să vă binecuvânteze, vă spun sincer, folosiți transportul în comun. Folosiți transportul în comun ca să vedeți în ce condiții circulăm noi oamenii simpli. Și asta o spun tuturor candidaților. Poate va ieși un alt primar. Eu nu știu. Și va trebui să gestioneze problema transportului în comun, fiindcă e problema primăriei. Autobuzele la noi aparțin de primărie. E societatea primăriei. Și atunci va ști, bă, am circulat. Și atenție, și viitorul primar, când va ieși primar, ar fi bine să mai meargă, să nu se închidă acolo într-un palat de cleștar și gata, am ieșit primar, nu mai au contact cu lumea. Nu! Să meargă și el cu transportul în comun. Nu o să-l doare picioare dacă merge cu transportul în comun. Își murdărește haina. Și eu m-am murdărit pe mâini în autobuzul de soție, întâmplător. Se știe, domnilor. Își murdărește haina. Ok, are bani și își spală haina. Se murdărește pe mâini și se spală pe mâini, că știa că e cu coronavirus, să ne sperăm cu toții. Să meargă cu transportul în comun. Eu nu știu dumneavoastră în localitate ce probleme aveți. Dacă ați văzut acest video până aici, vă recomand să îl distribuiți. Vă rog să-l distribuiți. Dar eu așa spun la mine în localitate. Pentru că cu această ocazie o să vadă și starea populației. Dar nu în sensul în care te uiți în transportul în comun cu dălea, cu pliante, votați-mă pe mine. Nu! Să mergi cu transportul în comun ca un simplu cetățean. Cum merg eu când mă duc la programul Bisericii Baptiste Speranța sau când mă duc altundeva am treabă, așa să meargă și fiecare candidat. Fiecare candidat. Are treabă în partea cu sare la orașul, are treabă în Brașov. Ia-i autobuzul. Cu ocazia asta vei vedea problemele și vei auzi nemulțumirile oamenilor.